modelul este pornit de la procesele mari de HR și procesele astea sunt transformate în competențe, în primul rând comportamentale și dacă o să vă uitați în model o să vedeți că totul este uh, cu verbe foarte active, foarte clare. Este ce fac, nu ce știu să fac, nu ce aș vrea să fac, nu ce aș putea să fac. Ce fac, da? Și ceea ce Trebuie să fie observabil și demonstrabil. De asta spun că le-am le adus uh, în, uh, ca frazare și ca descriere uh, într-o formă comportamentală, pentru că, de fapt, comportamentele sunt singurele observabile. Uh, restul, valori, mentalități, atitudini, credințe, ipoteze și așa mai departe, nu se văd cu ochiul liber. Putem să le deducem, putem să le intuim, dar ceea ce se vede este comportamentul. Și atunci, tot modelul este, deci, structurat pe procesele de HR și transformat în comportamente pe care un profesionist din funcțiunea asta ar fi bine să le aibă în anumite circunstanțe.